Fumăm lapte, bro! Fumăm lapte! No bun, bro! Salutare tuturor, sunt Horea Zeni și bine am găsit la un nou clip. În acest clip suntem pe Sam, cum v-am obișnuit, și astăzi vreau să facem farm, bă băieții, cum v-am obișnuit, special work la farm. Dar înainte de asta, așteptați-mă și pe mine puțin să aprind o țigară. Să scuturăm țigara, bă băieții, tap cigaret. Atât, bă băieții, hai, bă băieții, să facem și noi farm, că ne-am fumat, ne-am spart capul, ne-am spart fața, în ce vorbești. Bă, chestia aia de început a fost doar așa, random, nu-s fumat sau chestii de genul, nu fumez sau alte prostii de genul, dar mi s-a părut interesant, ești nebun să mă bată mama. Mi s-a părut interesant. O să mai vorbesc în clip oricum așa, la modul drogat, la modul rupt în gură. Bro, mergem să facem farm, bro. Mergem acum și dăm start work, bro. Dar nu ne grăbim, bro. Ne aruncă serverul după mapă, dar nu-i bai, bro. Noi tot la farm mergem, bro. Chiar că ne aruncă serverul după mapă. Hai că da, dacă. Gata, bro. Facem farm, bro. Devil Xayah. A, ne-a părăsit. Trădător. Clar. Slash work. Bro, mergem la farm special, bro. Mergem să mulgem vacile, bro, iar ne dau ăștia afară de la vaci, bro. Ce ziceți, băieții, ce mai faceți, cum mai sunteți? Bine, bine și eu, pe aici pe Sam, bă, hai să fiu și noi mai activi. Că eu postez destul de des acum, am timp regulat în care postez și totuși nu văd activitate, nu văd și eu comuri sau like-uri sau de-astea, hai să fim și noi mai activi, zic, nu? Că eu cred că fac o treabă bună, acum depinde de voi. Eu oricum o să continui cu treaba asta, indiferent dacă mă susțineți voi, dar ar fi un mic boost, așa. Ar fi un boost de sprijin, așa, n-ar fi rău, știți cum zic. Hai să fim și noi mai activi, zic. Am zis de trei ori până acum, că n-am dat cu mașina în buștean, dacă sunt lemn, am dat cu mașina în buștean. Ce pula mea. Hai mă, că a fost bună cât de cât așa. Bă, ce faceți? Mulgem vaca. Dacă dăm acum, fiți atenți aici. Fumăm lapte, bro! Fumăm lapte. Tu ce bun e lapte ăsta, să-mi bată, mă, e fumat. Fumăm lapte, bro. Uite, aprindem laptele și-l fumăm. Ești nebun? Mi-a dat dor de fac asta aici, nu? Fumăm lapte, bro. Clar. Hai să ducem și noi. Nici să mai luăm lapte. Uite, îți dau pe un ticket VIP 1,5. Mai bine e Rainbow, ești nemul Rainbow, e mai așa. Bine, atât că Rainbow se mai dezactivează, dar ăla e mai fain așa vizual decât VIP-ul. VIP-ul e un, pur și simplu, e un text. Așa Rainbow se schimbă culoarea mașinii, instalației, ce știi tu. Pa, aici pe asta, băieți, facem și noi farm. Avem 828 de ture, facem 829. Așa. Nu trebuie să l-ați deschis ca să pot să mă sui repede. Mergem să ducem laptele, băieții. Mergem să ducem și noi laptele ăsta. Îmi place să fac jobul ăsta special. E interesant. V-am zis și clipul trecut că e interesant. Așa că da, băieții. Ce ziceți, mă, băieții, strângeți noi 5 like-uri la acest clip? Am mai strâng 5 like-uri și în trecut nu cred că e ceva imposibil. La majoritatea clipurilor sunt câte 3 like-uri. Cred că aș putea să strâng 5 acum. Apăsați voi butonul de like ca să-mi arătați că mă susțineți. Și comentați și voi ceva ca să interacționăm și noi, zic. O 6K din 36. O, mai am încă 10K de făcut pentru ăsta, 10K de puncte pentru pet points. Deci ok, pentru level 25 îmi dă 25 de PP-uri, bun. Și la level 30 la pet îți dă 50 de PP-uri. Mă, cum o să faci o repă bani, mă? Vă iau așa. Cum dracu să faci o repă bani? Nu știu, mi se pare așa. Disrespect, ești nebun față de playerii care fac job să facă job goal-ul. Că ăștia care fac acum ore de-astea pentru bani, fac pariu că fac doar un caca, cât se ia ăsta, că se ia job goal-ul, atât. În rest ei nu mai fac job, știi? Stau în baza noastră să facem noi job, că ei fac bani, știi? Ei fac ore pentru bani, mă, ce știți voi? Ei fac ore pentru bani, mă, ei stau în baza noastră ca să ia job goal, că ei fac ore pentru bani. Ei nu se implică la job goal, n-au treabă. Pe asta mă deranjează pe mine la ăștia, că ei fac ore, știi, ei fac ore pentru bani, ei nu știu să facă job și vor să ia job goal, știi?
Mă rog pe ăștia. Pe managii așa. Adică eu care joc pe telefon fac job și ai mei fac ore pentru bani și de mult și joacă și de pe calculator. Hai să fim serioși, băieții. E puțin disrespect, așa zic. Ăștia care fac ore pentru bani sunt genul de player care nu știu să joace jocul by default. Încearcă să joace jocul cu propriile reguli, nu cu regulile jocului care a fost creat, știi? Aia e problemă. Ei, dacă nu le convine cum e jocul în general, cum e by default, caută să-l schimbe. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău, dar nu e nici bine, știi? Adică să te-a pus să faci căcaturi de genul ore pentru bani, e aiurea. Atât pentru playerii obișnuiți care fac job, cât și pentru playerii din facțiuni Uber, Taxi și Yango, care le ia lor până la gol, cum s-ar spune. Și aia e nașpa. Dar n-ai cu cine să vorbești, nu ești nu? Că ăștia jumătate de server țin cu ei și dacă ești tu singur, n-ai ce face. Că ești singur contra jumătate de server, dacă nu 95% din server și tu ești 5%. Deci n-ai ce să faci mare lucru, ești nebun? Așa că da, puteți să dați și mie dreptate dacă vreți sau puteți să spuneți orice părere despre ce am zis aici în comentarii. Că și așa nu sunt comentarii, așa că să vă stimulez și pe voi, să lăsați și voi un comentariu două așa ca să fie activitate băieți, că asta cer. Asta mi-a cerut și voi, la momentul oportun atunci n-am fost, dar sunt acum. Acum chiar o să fiu în continuare. O să mă mențin cu activitatea asta, dar sper să reveniți și voi așa, să mă motivați și pe mine să continui. Nu că n-aș continua așa, dar că e mai n-aș pariu așa să continui fără să vezi așa că te susține lumea sau că, bă, place cuiva ce faci sau că interesează pe cineva ce faci. Mie nu mi se pare că fac o treabă rea, adică de la thumbnail până la content e totul e ok, e peste medie, postă medie, cum s-ar spune. Părerea mea, acum nu știu de voi. Mie chiar mi se pare că fac o treabă bună cu thumbnail-urile și clipul în general și clipurile în general. Cu editurile și astea, adică mă chinui să le fac, știi? Nu va reveni și acum de după creșul la blană bombă. Nu știu de ce am la creș, n-am aflat nici până acum de ce am la creșul ăla. Nu știu, nu e prima dată când iau astfel de creșuri, deci n-ar trebui să-mi bat prea mult capul, așa că da. Am revenit și noi cu clipul ăsta blană bombă în care facem farm și între timp mi-a revenit și o idee faină. Fac job până fac 100k. Glumesc dracu, dar nu o să fac un clip de 50 de minute, o oră, ești nebun. Bine, poți da și caturi, dar asta e partea a doua. Deja, băieți, suntem înapoi pe Samp, facem job iar. Nu cred că fac 100k, dar acolo cred că fac 80k. Până una alta, știți cum zic? Asta să dau și o setul de cam să dau set U 14. Așa, băieți, am așa noi setul de 14 și acum facem farm, liniștiți că ne place Wether 14 acum. Ne place Wether 14 cum arată, adică. Aful. Bă, eu momentan sunt ocupat, nu cred că, nu cred, nu pot, nu că nu cred să dau invite-uri pentru că vreau să fac job neapărat. Da, chiar bani în clan, când m-am mutat ultima dată aveam 56k. Acum nu știu câți bani am în clan. Dăm acum cât mergem vacasle și clan. Members și ne căutăm. Ne căutăm la medic. Eu 59k. Bun, fac 60. 59,8 avem 59,800, deci facem 60 acum cu tura asta. 60k. Da, băieți, acum ajung și eu la checkpoint și cred că aici opresc și eu clipul pentru că eu zic că am filmat destul și am content pentru astăzi. Deci da, băieți, eu am fost Surazin și ne vedem și noi data viitoare. Activați și voi clopoțelul de notificare să fiți notificați de fiecare dată când postez. Apăsați butonul de like și abonați-vă la canal în caz că n-ați făcut-o deja până acum. Eu am fost Surazin și ne vedem data viitoare. V-am pupat!